Călătorim prin Ioan și am ajuns în capitolul 7. Cum nu putem acoperi toate detaliile din capitol, cei care sunteți curioși și aveți întrebări, vă așteptăm mâine seară la ora 6:30. Tema noastră o aveți pe ecran. Domnul Iisus Hristos nu este doar pâinea vieții, capitolul 6, ci și apa vieții, capitolul 7, și lumina lumii în capitolul 8. Incredibile afirmații legate de El. Dar esența textului nostru a fost deja spus de câteva ori. L-a citat Ruben din versetele 37-38. În ziua cea mare a praznicului, ultima zi, Domnul Iisus a sculat și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie, dacă crede în mine. Dar aș vrea să încep prin a creona contextul pentru aceste ziceri incredibile ale Domnului Iisus Hristos. În primele două versete ni se spune că după aceea Iisus stătea în Galileea și nu vrea să coboare în Iudeea pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și versetul 2 continuă: și praznicul iudeilor, praznic al corturilor, era aproape. Deci, pe de o parte, avem tensiunea care s-a iscat în jurul Domnului Iisus Hristos, pe de altă parte, avem un moment în curgerea anului religios al iudeilor, praznicul corturilor. Dar textul începe așa: după aceea, și asta ne obligă să legăm lucrurile pe care le-am parcurs deja, după mulțirea pâinilor, după umblarea pe mare, după lungul discurs din Capernaum, din sinagoga din Capernaum, după ce 70 din ucenicii lui, supărați pe cuvintele Domnului Iisus, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însuși, îi întorc spatele și pleacă. Cine poate să sufere astfel de cuvinte? Și Domnul Iisus îi întreabă pe cei 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Deci după aceea, după toate aceste lucruri, Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și întrebarea pe care mi-o pun este: de ce căutau să-L omoare pe un om care a transformat apa în vin, care stă de vorbă cu mai marii lor, care se apleacă la o femeie și o scoate din murdăria ei morală și o face din ea, femeia samariteancă, un vestitor al Evangheliei, sau unul care vindecă un olog de 34 de ani? Oare de ce doreau iudeii să-L omoare? Pentru asta trebuie să mă întorc la capitolele pe care le-am parcurs. Și aș porni de la curățirea templului. Era sărbătoarea Paștelui și Domnul Iisus a venit și El la Ierusalim și când a intrat în templu și a văzut ce au făcut iudeii din templu, mânios a făcut un biș din ștreanguri și a început să scoată afară pe vânzători și schimbătorii de bani. Și mai mari templului care girau pentru toate aceste lucruri au venit la ei consternați și au spus: prin ce semn areți tu că ai puterea sau autoritatea să faci aceste lucruri? Domnul Iisus le-a răspuns: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Acum, ei zâmbind, i-au spus: au trebuit 46 de ani să se ridice clădirea asta și tu îl vei ridica în 3 zile? Nu știau cu cine stau de vorbă. Dacă ați uitat, El zice și se face, poruncește. Și ce poruncește? A ființă. Nu cumva toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El? Dacă El a putut să zică să fie lumină și a fost lumină, să desparte apele de sus de apele de jos, să dea pământul verdeață și animale, și dacă a putut sufla în boțul de humă suflare de viață, era foarte greu să ridice o clădire pentru care au trudit oameni 46 de ani, Dar textul ne spune că El vorbea despre templul trupului Său. Cu alte cuvinte, răspunsul Lui, care totdeauna era destul de voalat ca să-L pricep la prima vedere, dacă nu depui un pic de efort, era: omorâți-mă, în 3 zile voi învia. M-ați întrebat ce semn fac eu ca să dovedesc că am puterea, autoritatea să curăț casa Tatălui meu? Puterea mea este, sau dovada este, învierea mea din morți. Dragii mei, Scriptura spune că în ce privește trupul era din sămânța lui David, dar în ce privește Duhul Sfințeniei este dovedit cu putere, cu autoritate, că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Capitolul 3, discuția cu Nicodim. Capitolul 4, povestea de la fântâna Samariei. Dar în capitolul 5, lucrurile ajung la un punct culminant. Într-o zi de sabat, Domnul Iisus Hristos
trece prin scăldătoarea Betesda și vede un om, și el știa că e bolnav de 38 de ani. Se uită la el și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Doamne, de atâta vreme aștept, dar până să mă duc eu să intru în apa pe care o tulbură îngerul, alții se coboară înaintea mea și uite exact pe priciul meu de atâta vreme. Și Domnul Iisus îi spune doar atât, ridică-ți patul și umblă. Și elementul ăsta stârnește, dragii mei, furia mai marilor lui Israel. Versetul 17. Din pricina aceasta, iudeii au început să-l urmărească și căutau să-l omoare pentru că făcea aceste lucruri în ziua de sabat. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Tatăl meu lucrează până acum și se oprește pentru o clipă. Nu e așa că vi se nasc prunci în ziua de sabat? Nimeni nu putea nega lucrul acesta. Nu e așa că Dumnezeu dă ploaie și în ziua de sabat? Nimeni nu putea nega lucrul acesta. Nu e așa că nimic nu se oprește în univers și crește la cuvântul Tatălui meu. Prin cuvântul lui se țin toate lucrurile. Dacă Tatăl meu lucrează până acum, eu de asemenea lucrez. Și elementul ăsta îi stârnește și mai mult pe mai mari iudeilor. Tocmai de aceea căutau și mai mult să-l omoare, nu numai pentru că dezlega ziua sabatului, ci și pentru că a zis Dumnezeu este Tatăl meu și se face astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Deja în capitolul 5 din Ioan avem conturate capetele de acuzare care urmau să-l ducă pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. Dragii mei, dacă mai marii lui Israel au dreptate, Iisus este un impostor și bine au făcut că l-au omorât. Dar dacă mai marii iudeilor n-au dreptate, Iisus este ceea ce el pretinde că este. Și atunci ar fi mai bine să te uităm ceva mai atenți la el. Dragii mei, doar două poziții putem lua față de el. Fie îl iubim, fie îl urâm. Nu putem sta nepăsători față de el. Două capete de acuzare. Dezleagă ziua sabatului și se face deopotrivă cu Dumnezeu. Când Pilat aude lucrul acesta, rămâne ca răstignit, dragii mei, și vrea să-i dea drumul. Se face deopotrivă cu Dumnezeu. Un alt element de context este sărbătoarea corturilor. Pe de o parte, ura iudeilor care vor să-l urmoare. Pe de altă parte, momentul în istorie în care ne aflăm. Era un praznic al iudeilor, un praznic sau praznicul corturilor și era aproape, spune textul. Priviți o clipă linia timpului vieții Domnului Iisus Hristos. Aveți marcate sărbătoarea Paștelui din 27, din 28, din 29 și din 30 după Hristos. Sunt momentele cruciale, pentru că evreii îl așteptau pe Mesia de Paște și dacă până la ora 12 nu venea, se ridicau de la masă și spuneau la anul la Ierusalim. Cu alte cuvinte, nădejdile noastre se mai împing un an mai departe. Noi ne aflăm între ultimele două astfel de momente, între Paștele din 29 și cel din 30. Dacă Paștele este în luna Nisan, luna întâia religioasă, atunci sărbătoarea corturilor este în luna șaptea, deci la un jumătate de an distanță. Cu alte cuvinte, întrebarea este de ce Domnul Iisus Hristos are grijă să temporizeze lucrurile. Dragii mei, pentru că el trebuia să moară de Paști, nu de sărbătoarea corturilor sau de sărbătoarea înnoirii. Deci suntem la un jumătate de an, la 6 luni aproape, de la momentul în care trebuie să împlinească ceasul despre care Ioan vorbește deseori. Din pricina aceasta, în discuția cu frații săi, descoperim strategia Domnului Iisus Hristos de a nu precipita lucrurile, de a nu grăbi lucrurile, de a duce istoria la împlinirea ei în momentul în care el trebuia să fie răstignit. Versetele 3 la 9 avem o discuție unică, poate, în Evanghelii, între Iisus și frații lui. Este în casa tatălui sau în casa mamei sale. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea și lasă să vadă și alții lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns dacă vrea să se facă cunoscut. De aceea arată-te lumii. Și urmează un comentariu. Nici frații lui nu credeau în el. Dragii mei, dacă mai mari iudeilor au dreptate răstignindu-l, și frații lui au dreptate să nu creadă în el. Pentru că Iisus este un impostor și trebuie să moară. Pentru că el pretinde ceea ce nu este. Dar Domnul Iisus continuă. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă. În schimb, vremea voastră întotdeauna vă este prielnică.
Pe voi lumea nu vă poate urâ, pentru că sunteți ai lumii. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc împotriva ei că lucrările ei sunt rele. Duceți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, pentru că nu mi-a sosit încă vremea. După ce a spus aceste cuvinte, a rămas în Galileea, conchide Ioan. Vremea mea n-a sosit încă. Dragii mei, ca fiul al lui Dumnezeu, care știe ce se întâmplă în fiecare om și în fiecare moment al istoriei, pentru că El este creatorul și țiitorul, susținătorul întregului univers, El știa exact în planurile Tatălui, în prefigurările Vechiului Testament, când trebuiau să se întâmple lucrurile. Țineți minte că atunci când Domnul Iisus a venit la Iordan să fie botezat de Ioan, când l-a văzut Ioan, a exclamat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așadar, Iisus trebuia să moară de Paști ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu de sărbătoarea corturilor și nici într-un alt moment al istoriei. Spre aceasta arată toate semnele pe care El le-a făcut în timpul lucrării Lui de 3 ani și jumătate. Dați-mi voie să mă apropii de primul dintre ei. Noi l-am studiat și aș vrea să vi-l reamintesc. Domnul Iisus împreună cu mama Lui, cu frații Lui și cu ucenicii sunt la nunta din Cana. Nu știm cine era mirele și de ce erau prezenți acolo. Dar la un moment dat, mama Domnului Iisus vine la fiul ei și spune: nu mai au vin. Răspunsul Domnului Iisus pare foarte dur la prima vedere. Femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a venit ceasul. Îmi închipul că Domnul Iisus se uita la toată scena respectivă a nunții și vedea bucuria mirilor evrei când nuntesc se bucură. Și eu vin aseară de la o nuntă, dar când a început proconsulul, l-am ieșit afară și am venit acasă. Am zis, mi-a ajuns. Domnul Iisus Hristos probabil era cu gândurile în altă parte când maica s-a trezește și spune: nu mai au vin. Femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a venit ceasul. Totuși, Iisus împlinește dorința ei. Erau 6 vase de curățire, foarte mare cantitate de apă. S-au umplut vasele, Iisus a zis: scoateți, duceți. Nu, nu, știți restul. Apa se transformase în vin. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava lui și ucenicii lui au crezut în el. Duminica trecută precizam faptul că un semn arată spre o realitate semnificată. Cu alte cuvinte, când te uiți la semn, nu te poți opri la el, ci trebuie să te însemni: domnule, unde mă trimite semnul acesta? Care e realitatea semnificată prin el? Ori, în cazul acesta, avem primul semn al Domnului nostru, Iisus Hristos. Și ne-am întrebat atunci, de ce a hotărât Domnul Iisus să-și înceapă lucrarea tocmai la o nuntă? Pentru că rațiunea întrupării lui, cuvântul s-a făcut trup să-și pețească mireasă. Da? El a trebuit să devină unul dintre noi, să ne câștige pentru el, să ne curețe apoi ca să fim compatibil cu cerul. Rațiunea întrupării cuvântului este nunta mielului. Spre nunta mielului arată primul semn pe care îl face Domnul Iisus, pentru că arată spre ceasul acela în care se va realiza curățirea, nu superficială, nu paradigmatică, ci reală a miresei lui Hristos. Ucenicii primii din alaiul lui de nuntă erau cu el la masă. Ceilalți, dragii mei, erau potențiali participanți la nunta mielului. Și Domnul Iisus a venit pentru acel moment. Și de aceea vorbește despre ceasul în care se va face curățirea noastră de păcat. Pentru că El, ca mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, trebuie să moară în locul tău, în locul meu și în felul acesta dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută. Dacă întoarceți pagina în capitolul 3, pe înserate vine la el unul din fruntașii iudeilor, învățător al lui Israel, și începe să vorbească cu Domnul Iisus și el îi taie vorba și îi spune: adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nunta despre care vorbim trebuia să se întâmple în împărăția lui Dumnezeu. Acolo îl va bea nou cu noi, spune acest rod al viței, la nunta mielului. Și bătrânul învățător îi pune tot felul de întrebări: Doamne, cum poate intra un om bătrân în pântecele maicii lui să nască? Cum se poate naște un om din nou? Interesant. În loc ca Domnul Iisus să-i vorbească despre nașterea din noi, vorbește despre crucificarea sa. Versetul 14.
După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ca să fii născut din nou, mai întâi omul vechi trebuie rezolvat, păcatele. Și păcatele, dragii mei, se socotesc de la motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Și noi toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nici unul dintre noi nu suntem compatibili cu împărăția lui Dumnezeu. Ce să căutăm la nunta mielului? Și de aceea Domnul Iisus îi spune bătrânului Nicodif, ca să naști din nou, mai întâi eu trebuie să fiu așezat pe cruce, să plătesc și păcatele tale ca învățător al lui Israel. Sensul primului semn al transformării apei în vin se dezleagă în lumina cuvintelor pe care Domnul Iisus le spune în capitolul 6, după ce a mulțit pâinile. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, observați, cu apa de curățire te spălai pe mâini când te puteai așeza ca evreu la masă. Dar cu vinul pe care Domnul Iisus l-a adus în vasele de curățire, oamenii s-au bucurat de el. Și nu l-a zis, domnule, toată lumea pune vinul bun la început și poșircă la sfârșit. Dar tu ai făcut pe dos, îi spune mirelui. Nu știa de unde vine vinul. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el. Dar cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și abia în această stare vom putea sta la masă cu nunta celui înviat, la nunta celui înviat din morți. Și astfel, dragii mei, textul ne aduce în miezul lui, versetele 10 la 39, sărbătoarea sau praznicul corturilor. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Ce se întâmpla între timp? Domnul Iisus a rămas până pe la jumătatea praznicului, toate lucrurile au pornit, dar încă de la început tot norodul fierbea. Versetele 17 la 13 ne prezintă febra aceasta din Ierusalim. Iudeii îl căutau la praznic și ziceau, unde este? Norodul vorbea în șoaptă despre el. Udii ziceau, e un om bun. Alții, nu, duce poporul în rădăcire. Totuși, se temeau să vorbească pe față, în fața iudeilor. Domnul Iisus apare între ei și el trebuie să facă un lucru extrem de important prin tot ce urmează în capitolul nostru. Trebuie să demonteze acuzațiile care au fost aduse. Nu uitați acuzațiile, dezleagă sabatul și se face deopotrivă cu Dumnezeu. Dacă într-adevăr Dumnezeu este împotriva lui și acuzațiile sunt adevărate, dragii mei, și credința noastră este absolut zadarnică. Ne-a pus credința într-o himeră, într-un impostor, nu în Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul Iisus Hristos trebuie să răspundă celor două capete de acuzare, trebuie să le demonteze și o va face în discursul lui din momentul acesta, de la sărbătoarea corturilor. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos dezlega săbatul prin ceea ce făcea, deci prin acțiunile lui, ridică-ți patul și umblă, vindeca bolnavii, făcea tot felul de lucruri care nu erau acceptabile pentru iudei și se făcea deopotrivă cu Dumnezeu prin ceea ce spunea. Deci era vorbirea lui și erau faptele lui. Și amândouă sunt aduse împotriva lui și astea l-au dus pe cruce în ultima instanță, în Paștele din anul 30. Dar identitatea lui Iisus legitimează lucrarea lui Iisus. Și de aceea Domnul Iisus începe mai întâi să-și dovedească identitatea, cine este El. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit în templu și învăța pe norod. Iudeii, cei care căutau să-L omoare, îl ziceau, cum are omul acesta învățătura? El n-a învățat niciodată. Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis pe mine. Învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis pe mine. Astfel de afirmații le găsiți în capitolul 3, în capitolul 5, în capitolul 6. Dar de ce apar atât de des astfel de afirmații în Evanghelia după Ioan? Pentru că Domnul Iisus încearcă să-i tragă pe paginile Scripturii, ca pe bătrânul Nicodim. Dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Bătrâne învățător, ar trebui să cunoști textele profetice ca să înțelegi ce spun. Același lucru încearcă să facă cu ei.
Practic, Domnul Iisus le spune în mod voalat, eu sunt prorocul pe care voi îl așteptați de atâtea secole. Eu sunt prorocul acela. Practic, el îi duce cu gândul, sau ar fi trebuit să îi ducă cu gândul, la versetul 15 din Deuteronom, capitolul 18. Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Și versetul 17. Atunci Domnul a zis, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce îi voi porunci eu. Învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis. Observați, el încearcă să-i arunce înapoi în Scripturi, să le descuie mintea, să priceapă identitatea lui. Versetul 19. Dacă cineva nu va asculta cuvintele mele pe care le va spune el, în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Cu alte cuvinte, nerecunoașterea identității Domnului Iisus Hristos are implicații extrem de serioase. Stai față în față cu Dumnezeu care l-a trimis și va trebui să dai socoteală. Fie de ignoranța ta, fie de împotrivirea, de împotrivirea ta. Deci în acest context deuteronomic, trebuie să înțelegem cuvintele Domnului Iisus, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Afirmația Domnului Iisus Hristos provoacă la o discuție pe oponenții săi. Și dați-mi voie să-mi imaginez cam cum ar fi trebuit să se întâmple lucrurile. Domnul Iisus pare să-i întrebe, n-ați trimis voi la Ioan Botezătorul? Și a spus o întrebare, ești prorocul? Dacă ați spus întrebarea, înseamnă că voi așteptați pe prorocul, nu-i așa? Nu puteau nega lucrul acesta. Țineți minte ce v-a răspuns Ioan Botezătorul? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea, calea cui? Calea Domnului, după cum a zis profetul Isaia. Dacă Ioan Botezătorul este glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, oare cine credeți că aș putea fi eu? Cam asta ar fi trebuit să fie judecata lor. Așa ar fi trebuit să muncească în mintea lor, să priceapă semnul pe care, sau semnele pe care le făcea Domnul Iisus. Nu înțelegeți cine sunt? Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, voia lui, dragii mei, ei nu făceau voia lui Dumnezeu, pentru că deviaseră de la Scripturi enorm de mult, deși se dădeau învățători ai legii, ca și Nicodim și mai mari norodului, ci erau îndrăgostiți de voia lor și de tradiția lor, ca și noi astăzi. Am împănat religia creștină cu tot felul de lucruri care n-au nimic a face cu Scriptura, dragii mei, și le ținem în brațe și nu vrem să ne lăsăm de ele și nici nu putem să ne lăsăm de ele. Pentru că ce adăugăm noi la Scriptură este mai important decât ce a spus Dumnezeu. Dacă cineva va vrea să facă voia lui, acelui ce m-a trimis, textul spune, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la mine sau dacă este învățătura celui ce m-a trimis. Cine vorbește de la sine, caută slava lui și este vrednic de moarte. Dacă nu Tatăl m-a trimis, bine faceți că vreți să mă omorâți, ar fi putut spune Domnul Iisus Hristos, și nici învierea nu va mai urma. Pentru că exact lucrul acesta spune Moise în Deuteronom, versetul 20. Dar prorocul care va îndrăzni să spună în numele meu lucruri pe care nu le-am spus, să fie omorât cu pietre. Dragii mei, merg și eu prin biserici în zilele noastre și uneori aud în mijlocul unei rugăciuni, așa vorbește Domnul și mi se zbârlește pielea pe spate. Pentru că dacă nu vorbește Domnul, omul respectiv își atrage exact acest blestem asupra lui. Dacă prorocul care va îndrăzni să spună ceva în numele meu, da, va spune ceva ce nu i-am poruncit eu să fie omorât cu pietre. Cu alte cuvinte, testul pentru prorocie în Scriptură este foarte clar. Poți să fii adevărat, să spui adevărul 99%, dacă ai greșit 1%, trebuie să mori. Pentru că Dumnezeu nu greșește. El nu învață să prorocească, dragii mei. El vorbește. Și de aceea prorocii și introduceau mesajul cu această afirmație. Așa vorbește Domnul. Dar era o groază de proroci mincinoși pe lângă fiecare proroc bun și atunci și astăzi.
lucrul acesta este adevărat. Și de aceea Domnul Iisus continuă în versetul 18. Cine vorbește de la sine își caută slava lui însuși. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate, spune el. Așadar, fiind cel trimis de Tatăl, sunt fiul lui, sunt prorocul. Și în felul acesta, un cap de acuzare nu stă în picioare. Mă fac deopotrivă cu Dumnezeu pentru că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și acest cuvânt întrupat vorbea cu cei din vremea lui. Și de aceea acuzația că se face deopotrivă cu Dumnezeu era falsă. Pentru că el era de fapt deopotrivă cu Dumnezeu. Dar mai este un al doilea cap de acuzare, desfințează sabatul. Observați, primul cap de acuzare ține de vorbirea lui, al doilea cap de acuzare de faptele lui, de ceea ce făcea. Și Domnul Iisus le spune în versetul 37 din capitolul 10 și 38, dacă nu credeți cuvintele mele, credeți măcar din pricina lucrurilor pe care le fac, a minunilor, a semnelor pe care le vedeți. Versetul 19 din textul nostru. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși niciunul din voi nu păzește legea. De ce căutați să mă omorâți? Nu spune legea voastră să nu uciți? Acum el vorbea cu norodul. Cei care căutau să-l omoare erau cei din spate, cei care, nu vorbesc de dumneavoastră acolo din spate, ci mai mari norodului care își temeau scaunele într-un fel și tradițiile. Și norodul îi răspunde, ai drac, cine caută să te omoare? Domnul Iisus le-a răspuns, o lucrare am făcut, este vorba de vindecarea ologului la scăldătoarea din Betesda și toți vă mirați de ea? Moise v-a dat porunca cu privire la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci vine de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe un copil de carte parte bărbătească în ziua sabatului. Cu alte cuvinte, voi înși vă călcați sabatul. A, zic ei, da, să scapi un om de la moarte, nu este o lucrare în ziua sabatului. Așa zice Domnul Iisus Hristos. Dacă un om primește tăierea împrejur ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie dacă eu am făcut sănătos un om întreg? Cu alte cuvinte, eu n-am desfințat sabatul, ci am împlinit funcția sabatului. Pentru că nu omul este pentru sabat, ci sabatul pentru om, le va spune el altă dată. Toți știau că în legea lui Moise, în Genesa, capitolul 17, versetul 14, este scris. Dacă un copil de parte bărbătească nu primește tăierea împrejur, în carnea prepuțului lui să fie nimicit din mijlocul poporului, ca să-l scap de la împlinirea acestei porunci, îl tăiau împrejur în ziua a șaptea. Îl tăiau împrejur de sabat. Și Domnul Iisus Hristos pleacă de această realitate pe care toți o știau ca să le demonstreze că nici el n-a călcat sabatul, ci a împlinit funcția sabatului. Nu judecați după înfățișare, încheie el, judecați după dreptate. Prin urmare, nici al doilea cap de acuzare nu stă în picioare. Vă spuneam la început că el a fost răstignit din aceste două motive. Dezlega sabatul și se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Dacă într-adevăr ar fi fost un călcător de lege și ar fi fost adevărate acuzațiile, nici credința noastră n-are rost să se ancoreze în el, pentru că el nu este cel care pretinde că este. Dar dacă demonstrația de această sărbătoare a corturilor este adevărată, și el vine și spune două lucruri. Eu sunt prorocul promis de Tatăl și eu împlinesc sabatul în esența lui și nu calc sabatul. Atunci, toate afirmațiile lui ar trebui să ne pune pe gânduri, nu-i așa? Pentru că dacă el are dreptate, nu poți face decât două lucruri. Fie îl iubești, fie îl urăști. Fie îl primești, fie îl respingi. Și cu asta am ajuns în miezul textului nostru. În ziua cea din urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine,
Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul care urmau să-L primească cei care vor crede în El. Căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Țineți minte afirmațiile cadru pe care le face Ioan Botezătorul? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. 1. 2. El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. 3. El este Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, ordinea este esențială. De ce nu fusese dat Duhul Sfânt? Fiindcă Iisus nu fusese proslăvit, adică ridicat unde? Înălțat pe cruce și apoi la Tatăl. Abia în seara învierii, ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec, vine în capitolul 20, suflă Duh Sfânt peste ucenicii săi și acolo se naște biserica. Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dați-mi voie să creionez contextul acestor cuvinte calde ale Domnului Iisus Hristos. Suntem la sărbătoarea corturilor în ultima zi, 7 zile se ținea sărbătoarea, din 15 Tishri până în 21 Tishri, și ultima zi era o zi specială care dă numele sărbătoarei. Sărbătoarea este numită sărbătoarea vărsării apei. Ce se întâmpla în ziua aceea? Era puhoi de oameni la Ierusalim. Se călcau în picioare unul pe altul. Veneau din toate colțurile după porunca lui Dumnezeu de 3 ori pe an. Și asta era una din situațiile respective. Mulțimea se împărțea în 2 grupuri. Un grup pleca să aducă ramuri de finic. Celălalt grup, conduși de preoți, cobora la scăldătoarea Siloamului, care era în josul templului. Era izvorul Gihonului, era pe urmă tunelul lui Ezechia și scăldătoarea Siloamului. Preotul lua apa din scăldătoare și în fruntea mulțimii se întorcea înapoi. Între timp venea cealaltă coloană, se uneau împreună și veneau la templu. Și se derula mai departe ritualul din templu. Se citeau texte, se cântau cântări, dar era un moment special, momentul vărsării apei. Deci era supranumită sărbătoarea vărsării apei. Preotul ridica vasul cu care adusese apa și în văzul tuturor, într-o liniște perfectă, turna apa. Și în tăcerea aceea, probabil în clipocitul apei, Domnul Iisus s-a ridicat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Ce era în mintea ascultătorilor? Dragii mei, tocmai se terminaseră adunatul roadelor. După 6 luni de secetă, toate roadele erau adunate, ei celebrau acum și mulțumeau lui Dumnezeu pentru binecuvântările materiale și invocau ploaia târzie. Fără ploaia târzie nu era arat și semănat. Și nu era cules, dragii mei, în anul următor. Deci, pe de o parte, vărsarea apei aștepta ploile târzii. Dumnezeu în Israel plouă timpuriu și plouă târziu, după care, gata, nu mai plouă. Și astea două lucruri țin viața lui Israel în existență, mai ales într-o societate agrară, cum era atunci. Dar vărsarea apei avea și un alt sens. Vărsarea apei simboliza revărsarea Duhului Sfânt de care vorbeau profeții și pe care o aștepta fiecare israelit. Pe de o parte binecuvântări materiale, pe de altă parte o binecuvântare spirituală. De-a lungul sărbătorii se citeau nenumărate texte, aveți câteva înșirate pe ecran, Deuteronom 8, Zaharia capitolul 14, Ieremia capitolul 2. Iar eu voi cita câteva versete din textele din Isaia care se citeau la sărbătoare, ca să vedeți îngemânarea celor două binecuvântări, binecuvântarea materială cu cea spirituală. Versetul 20. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții. Sunt animale, nu, care se hrănesc cu cei verde. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pământul, în pustiu și râuri în locurile secetoase. Voi adăpa pe poporul meu, pe poporul meu pe care l-am ales, pe poporul care mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele mele. Dragii mei, când cineva își alege un popor, și acela pot fi eu, poți fi tu, sau pot vorbi despre poporul Israel, rolul acelui popor, acelui om, este să vestească laudele lui. Dar pentru asta relația cu Dumnezeu trebuie să fie intactă.
trebuie să am părtășie cu Dumnezeu, să am intrare la Dumnezeu, să nu mint când rostesc rugăciunea Tatăl nostru. Și în cazul lui Israel există o piedică pentru împlinirea promisiunii din versetul 20. Piedica era păcatul și nepocăința. Dragii mei, nu păcatul ne desparte Dumnezeu, pentru că este soluție pentru el, ci nepocăința de el. Și când am pocăința, păcatul face o singură lucrare, te împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeu. Și în versetul imediat următor, versetul 22, Dumnezeu deplânge starea poporului. Și tu nu m-ai chemat Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Cu alte cuvinte, s-au săturat de Dumnezeu, i-au întors spatele și au crezut că idolii vecinilor le vor da iarbă mai verde în curtea lor. M-ai chinuit cu păcatele tale, m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Gândiți-vă la oftatul lui Dumnezeu vis-a-vis de poporul pe care l-a alcătuit ca să-i aducă slavă. Dar interesant, aici textul se frânge și imediat în versetul următor, Dumnezeu parcă întoarce pagina. Eu îți șterg păcatele pentru mine, nu pentru că le meriți, ci pentru mine, spune Dumnezeu. Și nu-mi voi mai aduce aminte de fără de legile, de păcatele tale. Și de aceea versetul imediat următor, nu uitați, Biblia nu are nici capitole, nici versete, curge textul. Textul continuă. Astfel, acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales, voi turna ape peste pământul însetat, râuri peste pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Observați îngemânarea celor două binecuvântări pe care toți le așteptau în momentul vărsării apei, la sărbătoarea corturilor, și vor răsări ca firele de apă, ca firele de iarbă lângă ape, ca sălciile lângă râurile de apă. Și unul va zice, eu sunt al Domnului, și altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Două binecuvântări așteptate de secole. De secole. Dar cea mai importantă este cea relație cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus se ridică în tăcerea respectivă și strigă, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, el anunță sosirea acestui moment de har pe care istoria l-aștepta de 16 secole. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. În cuvintele Domnului Iisus disting o promisiune și câteva condiții. Promisiunea este directă și simplă. Și dacă vrei să o înțelegi, trebuie să te întorci în capitolul 4 la toată discuția cu femeia din Samaria. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. La fântână Domnul se întâlnește cu adulteră. 5 bărbați ai avut și cel cu care trăiești nu-i bărbatul tău. Wow! Femeia își recunoaște starea. Își recunoaște starea și strigă, Doamne, unde să mă duc să-mi rezolv păcatul? Pe muntele acesta? La templul nostru sau în Ierusalim? La templul vostru? Și Domnul Iisus se uită la ea și zice, vine ceasul și acum a și venit. Când nu trebuie să te duci nici acolo, nici acolo, ci trebuie să te oprești în fața celui care îți vorbește. Eu sunt Mesia pe care l-așteptați. Dragii mei, în momentul acela, prin pocăința ei și prin lucrarea Sfânta lui Hristos prin Duhul lui, femeia aceea este transformată radical și dintr-o adulteră devine o propovăduitoare a lui Hristos și aduce o cetate întreagă la Hristos. Hristos rămâne două zile întregi și oamenii spun, acum nu credem de pricina cuvintelor tale, ci acum l-am auzit noi înșine. Și asta este apa vie, care odată ce mă satură pe mine, îmi stâmpără setea, începe să curgă prin mine și spre alții. Dar care sunt condițiile? Noi toți spunem, mântuirea este prin credință, dar dacă îmi dau un extemporal și am zis, ce-i credința, dragi mei, toți oamenii cred, nu este un om fără credință. Credința este un apanaj al condiției umane, este parte din ce suntem noi. Nu poți trăi fără credință. Și eu cred că termin predica și mă duc acasă și îmi dă ceva soția de mâncare, cel puțin atâta cred, da? Din experiența anilor care au trecut împreună. Dar cum definește textul nostru credința? Sunt trei lucruri care ni se spun. În primul rând, dacă însetează cineva,
Nu, dacă el își trece cu un pahar de apă prin sală, se dorește ceva un pahar de apă? Poate că s-ar găsi unul, doi care însetează și ar lua paharul să-l dea pe gât, dar eu zice, nu mulțumesc, eu beau puțină apă, nu m-am oblig să beau 2 litri pe zi, cum îmi spun ăștia la radio, sau la 2 litri pe zi. Dar textul spune, dacă însetează cineva, pentru asta trebuie să mă cercetez pe mine însumi și să recunosc această sete de adâncul meu, după care trebuie să fac ceva cu ea. Și textul continuă, să vină la mine, nu să vină la ortodoxi, la catolici, la baptiști, la penticostali, dragii mei, la nicio religie n-are rost să mergi, că nu mântuiește pe nimeni, ci să vină la mine, o persoană. Este întrupatul Fiului lui Dumnezeu. Dar după care este ceva ce vom dezvolta după masă la cina Domnului, să bea. Și observați, acest să bea este o acțiune continuă. Nu-i suficient să beau acum 20 de ani și mai beau înainte să mor, ci trebuie să beau în permanență. Fără pâine trăiesc 40 de zile, dar fără apă trebuie să beau în continuu. Și Iisus este apa vieții, fântâna aceea din care poți scoate mereu, izvorul care nu seacă. Și toate aceste trei lucruri definesc credința în textul nostru. În textul nostru. Să te cercetezi și să descoperi în adâncul sufletului tău foamea și setea după neprihănire. Dragii mei, cu apa fizică mă pot îndestula. Chiar dacă am învățat că nu e bine să bei din sticlă de plastic. Tot felul de toxine acolo. E întreagă. Ah. Dar cum îți satură sufletul? Sfântul Augustin spune, sufletele noastre sunt din tine și nu se vor odihni decât în tine. Cum ajungi la săturarea acestei sete lăuntrice și acestei foame lăuntrice? Trebuie să te cercetezi. După care trebuie să vii la El, renunțând la puțurile crăpate cu care ai încercat să-ți saturi, să stâmperi setea și n-ai reușit. Observați, femeia asta de la fântână a schimbat 4 bărbați, stătea cu al 5-lea. Oare ce căuta? Ce căuta? Ceva căuta, dragii mei. Și asta este setea pe care niciun muritor n-a putut să o umple, să o stâmpere, decât Hristos. Să vii la El renunțând la puțurile crăpate pe care ți-l oferă lumea. Isaia 55 vorbește Dumnezeu Tatăl în textul acesta. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pentru ceva ce nu satură? Luați aminte și veniți la mine și sufletul vostru va trăi. Dragii mei, dacă Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum își asumă cuvintele Tatălui? Cum spune ceea ce spune la sărbătoarea corturilor? Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, din inima lui vor curge râul de apă vie. Aș vrea să închei aducându-vă aminte de predica de pe munte. Practic, Domnul Iisus începe cu fericirile. Și poate că unii dintre voi le știți. Spuneți-le cu mine. Ferice de cei? De cei? De cei? Săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar ce să fie sărac în duh? Când Filip a trebuit să facă prima punție, stătea aplecat și doctorul discuta cu rezidenta și probabil că v-am spus istoria și discutau, Filip tăcea. Ei luau lichidul cefalorahidian din coloană. Și doctorul zice, ce vrea să zică Scriptura, ferice de cei săraci cu Duhul, doar nu proștii vor avea împărăția cerurilor? Și Filip, cum stătea aplecat, îi spune, da, dacă ar scrie ferice de cei săraci în Duh. Și doctorul se ridică, zice, dar este vreo diferență? Și așa au pornit discuția între ei. Și Filip i-a făcut cadou de la Iurie o carte sub sticlă cu foiță de aur pe care a scrâșilate fericirile. Dragii mei, dacă nu te cercetezi și nu-ți întorci buzunarele sufletului pe dos și să vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, îmi pare rău, n-am cu ce plăti. Faptele mele budesc ca o haină mânjită. Cum poți intra în prezența Lui? Cum poți deveni mireasa Lui? Și de aceea primul lucru este să recunosc sărăcia. De cele mai multe ori noi venim la Dumnezeu țopăind. Da?
Pentru că avem impresia că îi facem un hatâr lui Dumnezeu, că venim la El. Dragii mei, nu, la Dumnezeu vii plângând. Pentru că te-ai cercetat și îți vezi starea. Și de aceea imediat fericirea următoare continuă fericită de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și când te mângâie Dumnezeu, te-ai îmblânzit. Ai ieșit din competiția afirmării de sine și Dumnezeu îți promite că vei moșteni pământul. Dar imediat după aceea spune, fericit de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Dacă ai ieșit din competiția afirmării de sine, practic, ai intrat într-o altă competiție, în dorința de a te umple cu Dumnezeu. Fericit de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Când vii la Domnul Iisus Hristos, vei putea să bei din El, nu uitați, mai întâi te cercetezi, apoi vii la El și pe urmă stai lângă El să nu fii departe de izvor, să bei și azi, și azi, și azi, și azi, până într-o zi, când vei sta la masă cu El ca mireasa Lui. Amin.